Iisus este Fiul lui Dumnezeu și este Iisus, de ce îi trebuie să se ducă până la smochin să vadă dacă are ceva sau nu are? Dacă e Fiul lui Dumnezeu. Dacă el știe ce este mare, un pește cu un ban, îl ține un ban în gură și îl prinde Petru și plătește, dacă el știe acest lucru, dacă el știe ce e în inima oamenilor, Simone, vreau să spun o parabolă, știu ce gândești, de ce aveți gândurile în inima voastră, atunci de ce trebuie să se ducă până acolo să vadă dacă e ceva sau nu este ceva? Eu da, eu mă pot duce, eu trebuie să mă duc, eu nu pot să știu de la distanță și eu nu am dreptul să am prejudecăți în dreptul nimănui și să calific pe unul că are roadă și pe unul că nu are roadă, că unul e bun și altul e rău. Nu, eu trebuie să mă duc aproape. Eu trebuie să văd, eu trebuie să gust, trebuie să trăiesc experiența vieții și apoi pot să trag o concluzie de obicei greșită. Dar el, de ce trebuie să meargă? Și totuși el merge acolo. Și apoi, negăsind roade în el, ci doar frunze, să spună în veac să nu mai dea, mănânce nimeni rod din tine, în timp ce nu era vremea smochinelor. De ce să bați pe cineva complet nevinovat? Nu, vă împărtășeam cu dumneavoastră la școala de sabat călătoarea din avion care a mers. O soră gaboriță. Și ea nu știa cuvântul ăsta, ea mă întreba pe mine, tu ești pastor? Și am spus, da. Și la ce biserică mergi? Și am spus, merg la toate bisericile. Dar tu la ce aparții? Zic, eu aparțin la Biserica Adventistă. Nu înțeleg, mi-a spus femeia. Nu înțeleg. Ce e asta? Nu înțeleg. Ești pentecostal? Și am spus, da, eu cred în lucrările Duhului Sfânt. Ah, ce acum înțeleg. Gata. Acum înțeleg. Și s-a relaxat. Și de acolo am avut această discuție. Dar nu era, adică de ce să critic această femeie care nici nu știe ce însemnează cuvântul ăsta? De ce să blestez mochinul ăsta care nu e vremea roadelor, deci? E nevinovat, pur și simplu. Îl blestem degeaba. De ce te ceri cu omul de lângă tine? De ce l-acuzi pe omul de lângă tine dacă nu e vremea, dacă un copil n-a ajuns să înțeleagă așa ceva? De ce te comporți cu el și judeci ca și când ar fi fost vremea să știe acest lucru? De ce îi cere altuia să vadă cum vezi tu, să înțeleagă cum înțelegi tu și îl judeci în felul ăsta? Se ridică o mare mulțime de întrebări din locul ăsta. Nu era vremea roadelor. Și totuși el spune, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și Matei raportează că smochinul s-a uscat pe loc, din rădăcină. Ucenicii au văzut așa ceva. N-au spus nimic. Dar a doua zi dimineață, când treceau pe acolo, Petru și-aduce aminte de cele petrecute. Și îi spune învățătorile, uite că smochinul pe care l-ai blestemat, deci Petru a fost convins și a spus, Domnule, ăsta e blestem, când ai spus să nu mai mănânce nimeni rod în tine, ăsta este blestem. Smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Care să fie legătura între a merge la un smochin care are numai frunze, dar nu roade? A căuta roade în vremea când nu e vremea roadelor? A blestema acest smochin? Care e legătura cu ceea ce spune el aici? Aveți credință în Dumnezeu. Despre asta a fost vorba? A vrut să predea o lecție de credință Iisus acolo? Da sau nu? Ce ziceți? Da! Da! Și noi trebuie să rămânem la Scriptură așa cum ne este predată. Noi nu putem să avem o explicație mai bună decât aceasta. Am discutat în public nu de mult cu cineva. Mi-a spus că m-a întrebat care este esența credinței. Am spus că este Hristos și El răstignit. Și a spus, bine, dar cum rămâne cu specialitățile noastre, a spus dânsa. Noi avem niște specialități, niște particularități. Cum rămâne cu aceste particularități? Și am spus, zic, sunt incluse. Zic, dumneavoastră, cunoaște vreo particularitate a vreunei biserici care să fie mai presus decât Hristos și El răstignit? Aveți ceva în domeniul acesta? Și dânsa a zis că n-ar avea totuși până la urmă.
Cineva din spate comentează, zice, nu, dânsa spune că noi trebuie să fim mai cu moți. Ce să facem ca să fim cu moți? A întrebat dumnealui. Și am spus, foarte simplu, facem rost de un moț. Cine cui trebuie, îl poartă și merge. Curcanul, ați văzut, el are moț. Asta este. Dar aici stăm în fața unei pur și simplu perplexe întrebări. Aveți credință în Dumnezeu? N-am de ce să mă depărtez de la ce scrie aici. Cu alte cuvinte, e clar că a fost o lecție de credință. Nu a fost de blestemarea, cum s-a interpretat. O, frate, dacă nu ai fapte bune, te blestemă Dumnezeu, ai murit, ai uscat din rădăcini. Da. Departe. Domnul nu a explicat așa ceva. Am abuzat noi textul, bineînțeles, și abuzăm multe alte texte. Și am atașat de textul ăsta ceva care corespundea stării noastre sufletești sau cine știe la un moment dat. Dar cel mai sigur lucru e să rămânem exact acolo unde ne-a așezat Domnul. El a spus, aceasta este o lecție de credință. Oho, sigur, s-au găsit foarte mulți filantropi, de ăștia iubitori de animale și așa mai departe, care să protesteze teribil, cum să blestem un smochin și așa mai departe. Și timp în care au fost așa de deranjați de blestemarea smochinului, de uscarea smochinului, timp în care nu au fost deloc tulburați de faptul că se pierd zilnic mii și mii de vieți omenești omorâte pe planeta Pământ, în războaie, în avorturi, în crime, în nenorociri, ce nu s-a imaginat, nu a deranjat pe nimeni treaba aceasta. Dar deranjează că s-a uscat copacul. Aceasta e o problemă pentru unii. Este adevărat că, de obicei, cine înghite cămila este foarte atent la țânțari. Și va vorbi întotdeauna de țânțari ca să poată să vopsească, să văruiască acest cumplit defect de caracter și de suflet de a înghiți cămile. Și cum poți să duci în eroare pe oameni că ești un înghițitor de cămile, decât spunându-le ce grijuliu ești cu țânțarii. Acolo e toată problema. Deci când vedeți din ăștia vânători de țânțari, fii siguri că sunt multe schelete de cămilă în dosul casei lui. A mâncat multe cămile omul ăla și el mai continuă. Domnul spune aici simplu. Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Lucrul complet greșit de la care se pleacă în înțelegerea acestei parabole este natura acestui smochin. Se pleacă complet greșit. Temelia e pusă strâmbă și vrei să scoți o casă dreaptă. Nu cred că este. Vreau să întreb, smochinul acesta reprezintă binele sau răul? Gândiți-vă bine. Și răspundeți. Deci, fratele, frații ne spun că reprezintă răul, un smochin. Smochinul acesta reprezintă rău. Nu, când era verde, să zicem. Când era verde, pe vremea când era verde. Reprezintă binele, nu? Dacă era verde, reprezenta binele? Păi atunci, dacă reprezenta binele, cum să blesteme Dumnezeu un lucru bun? Păi, dacă avea fructe. Revenim acum la întrebare. Era bun sau era rău? Reprezenta ceva, reprezenta binele sau reprezenta răul? Era rău. El nu avea nevoie să mai devină nimic. El era ceva la ora aceea. Și era, cum era? Era un rău deghizat. Începem să ne adunăm. Continui să insist. Smochinul acela, plin de frunze, fără roade. Plin de frunze în vremea când nu era vremea roadelor. Nici atât a frunzelor, vreau să vă spun. Nu era vremea ramurilor goale la ora aceea. Întâi urmau, după aceea urmau să apară roadele la vremea roadelor și după roade urmau să apară mărturia de credință a acestui smochin, care erau frunzele lui. Dar atunci era vremea ramurilor goale. Și revin la întrebare. El, acest smochin, reprezintă binele sau răul? Era un lucru bun? Era un lucru rău? Stă pentru ceea ce e bine sau stă pentru ceea ce e rău? Mai lasă și anul acesta. Nu, ai fugit la alt smochin.
Ai fugit la alți mochini. Trebuie să stăm la asta, că erau mulți mochini pe câmp. și nu au căzut toți, nu s-au uscat toți, numai ăsta. Da. Am înțeles. Atunci ce reprezintă smochinul acesta? Răul. Răul. Exact. Dar a frunzelor era? Nu. Tu confunzi cu merii din România. Așa este. Merii erau așa frumoși, gata să înflorească acum când am fost în țară. Asta e, eu sunt foarte fericit în mediul acesta. Vreau să spun că smochinul acela stă pentru ceea ce însemnează păcat, păcatul fățărniciei, demonismul pur și simplu. Ce căutau frunzele alea în el? Cine poate să-mi spună? Plin de frunze. Îndreptățirea de sine. Mândria. Ce vrea el să acopere cu frunzele alea? Cenare. Cămilele. Vrea să acopere cămilele, mă sigur. Și cămila lui era că el era neroditor, dar vrea să apară înaintea oamenilor, dădea o mărturie ca și când ar fi plin de rod. Mântuitorul nu a mustrat desfrânarea, beția și nici crima, cum a mustrat fățărnicia. Acela care, uitați-vă la cuvintele pe care el le spune vameșilor și păcătoșilor și uitați-vă la cuvintele pe care le spune el fariseilor. Când citim cuvintele spuse fariseilor, sunt mult mai grave. Care a fost definiția lui Iisus despre farisei? Ei, morminte văruite. Mai departe. Ei zic, dar nu fac. A spus Domnul să nu o luați pe drumul ăsta niciodată. Acest drum duce la moarte. Smochinul acesta reprezintă smochinul acesta această stare a noastră, a tuturor la un moment dat și a unora dintre noi care au pretenții, care vorbesc despre pedigreele lor, care se cred neprihăniți sau importanți, sau care se cred, dar care nu sunt. Este o boală atât de nenorocită încât îl duce pe omul acela la moarte, îi rupe mintea pur și simplu. El este omul care crede că poate să înșele și pe oameni și pe Dumnezeu. Să se dea drept înger, să apară ca un înger, dar să fie de fapt un demon. Când a apărut înaintea lui Iisus în pustie, diavolul a apărut ca un înger de lumină. Și Pavel spune, nu este de mirare că Satana se prezintă ca un înger de lumină și slujitorii lui se prezintă ca slujitori ai neprihănirii. Nu ai desfrânării, ai neprihănirii, slujitorii lui, dar aceasta nu-i face mai puțin diavol. Și Domnul spune, nimeni în veci să nu mănânce rod din așa ceva. Adică din ce? Din a pretinde și a nu fi. În To Be or Not To Be, zise Shakespeare. Dar nu la noi, creștinii, nu e vorba de a fi sau a nu fi. Ci e vorba de a fi și a nu fi. A fi în timp ce nu ești. Cunoașteți în Biblie un exemplu zdrobitor în direcția aceasta. Un pasaj al Scripturii care descrie acest lucru. În termeni tragici, înfiorători, cutremurători. Cum? Apocalips, capitolul 3. Da, ați răspuns bine, ați răspuns toți. Frunzele flutură acolo din plin. Și când flutură ele, ce zic? Repetați. Sunt bogat. Mai departe. M-am îmbogățit.
Ați sesizat cuvântul acesta, m-am îmbogățit? E ceva în cuvântul ăsta? Ce vă spune cuvântul ăsta? Eu. M-am îmbogățit. Și am ajuns într-o situație, cum spune mai departe? Nu? Nu duc lipsă de nimic. Nici chiar de Dumnezeu. Dacă de nimic nu duc lipsă. Dacă sunt atot suficientă, mie nu lipsește nimic. Acestea sunt frunzele. Care este starea de fapt acum? Și nu știi că ești. Aici spune că ești, deci. Nu că îți închipui tu cum ești la început. Că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol. Predici altuia despre neprihănire și tu trăiești în nelegiuire. Judeci pe un altul de lucrurile pe care tu le faci. Pe tine nu te judeci, dar îl judeci pe un altul. Acuzi, condamni, ca să acoperi tocmai ceea ce este în viața ta. Mântuitorul spune să se usuce un așa smochin din sufletul tău și din viața ta. Să nu fie așa ceva în viața ta. Dacă îți dai seama că mărturia ta de credință nu corespunde cu viața ta, e vremea să te rogi lui Dumnezeu să blesteme smochinul ăsta în sufletul tău. Smochinul ăsta cu pretenții, fără acoperire. Este vremea și numai Dumnezeu, numai dacă intervine Dumnezeu într-o stare ca aceasta, numai dacă intervine El, se va usca smochinul ăsta din viața ta. Altfel, va cuprinde tot. Va cuprinde, va umple cu frunzele lui tot și va fi atât de pustiu și de lipsit de roadă. Este o mare făgăduință, de fapt, aici. Este o evanghelie, pur și simplu, este o evanghelie ce s-a întâmplat. Domnul ne spune așa, dacă ai în viața ta acest copac, acest pom, de fapt, care este plin de frunze, dar care nu are roadele corespunzătoare frunzelor, deși lucrul acesta este fatal la oameni, nu există scăpare, sunt anumite boli, te aude doctorul, ai cutare sau cutare, spune, îmi pare rău, dar chiar acum am văzut o fetiță ieri, i s-a spus doctorii că va trăi aproximativ 18 luni. Este o distrofie musculară a mușchilor spatelui. Va muri copilul în aproximativ un an jumate. Părinții se accelerează, se grăbesc să-i facă și să o ajute să, în măsura în care va putea înțelege, să guste câte ceva din viața aceasta, pentru că știu că s-a terminat. O boală ca aceasta este fatală. Nu este nimic de îndreptat, de reparat acolo. Din cauza asta, Domnul a spus să se usuce așa ceva, să piară. Și scrie acolo că s-a uscat de unde? Din rădăcini. Ce însemnează asta? Însemnează că sunt niște rădăcini ale acestei stări de lucruri. Sunt niște rădăcini care au făcut să crească un așa copac cu pretenții mari, dar fără acoperire, în a cărui viață nu se găsește roada asta. Și rădăcinile acelea trebuie uscate, că altfel degeaba s-ar usca copacul acela, ar ieși lăstar din nou din rădăcina aceea. Dacă există un astfel de pom în viața ta, care sunt rădăcinile? Cum ai ajuns aici? Cum a ajuns Apocalips capitolul 3? Și vreau să nu luăm în mod simplist, spunând că Apocalips capitolul 3 la Odiseea reprezintă o biserică. Nu. Acest lucru reprezintă o categorie de oameni din care se găsește răspândită peste tot. Am auzit pastori de toate denominațiunile aplicând textul acesta chiar la biserica unde erau ei. Și el nu reprezintă o biserică prin definiție, ci reprezintă o clasă de oameni care se găsește răspândită peste tot. A celora care zic, dar nu sunt. Aceasta este lucrul. Și copacul ăsta vrea Dumnezeu, Domnul, pe ăsta vrea să-l dezrădăcineze din viața noastră. Te rog, oprește-te o clipă și între tine și Dumnezeu începe dialogul ăsta și spune așa, Doamne, sau poate că știi, dar aș vrea să știu care este smochinul neroditor din viața mea. Care e pomul ăsta plin de pretenții? Plin de mărturii către alții și gol complet de rodul lui. Ajută-mă să înțeleg lucrul acesta. Intrați în dialogul acesta cu Dumnezeu.
Și spuneți-i așa, Doamne, ai găsit pomul acesta. Nu e nimeni să fie liber de așa ceva. Ai găsit pomul ăsta neroditor în viața mea. Zii pomul ăstuia ce ai spus smochinului acelui. În veac să nu mai dai rod. Adică ce roade ar aduce smochinul ăsta? Cine poate să încercăm să enumerăm? Ce fel de roade smochinul ăsta avea roade în clipa când s-a dus Domnul la el sau nu? Sigur? Avea. N-avea roade bune, într-adevăr, dar alte roade era plin de ele. Care era o roadă care era acolo? Mândria era acolo, plin de roade era. Mândria era acolo. Ce roade mai era acolo? Fățărnicia. Fățărnicia. Prefăcătoria. Toate erau prezente acolo, era plin cu roadele acestea. Și de asta a spus Domnul, în veci să nu mai mănânce nimeni rod din astfel de rod. Cum este acesta? Sigur că ucenicii au rămas foarte șocați. Las deschis explorării dumneavoastră lucrul acesta și mie. Am să continui să explorez lucrul acesta. Dar Domnul a spus așa. Există o singură cale ca din viața ta să fie smuls pomul ăsta neroditor. Și calea aceea este să ai credință în Dumnezeu. Oricare ar fi blestemăția vieții tale, sunt oameni care comit anumite blestemății cu care noi am refuzat să intrăm în dialog. Noi nu. Cu așa ceva, pleacă de aici. Ia-l de pe pământ pe un astfel de om. Dar Dumnezeu nu face lucrul acesta. El iese în întâmpinarea și celui lumesc, fiului risipitor. Iese în întâmpinarea și celui legalist, fiul care vine transpirat de la câmp. Iese în întâmpinare. Asta face el. El se așează la masă cu vame și cu păcătoși și cu femei desfrânate, cu un nume rău, se așează la masă. Mănâncă cu ei. El pune mâna pe rana leprei de la oameni. Nimeni nu se apropie de așa ceva. Nu. Domnul pune mâna pe rana leprei. El este acela care vrea să dezrădăcineze pomul ăsta din viața ta. Care e pomul ăla? Nu spune tare. Nu trebuie să te audă nimeni. Trebuie să te audă numai Domnul din ceruri. Dar spune-i Domnului treaba asta. Spune-i. Doamne, am o problemă. Isaia, capitolul 1, spune oricare ar fi acea problemă. Oricare ar fi acea problemă, dă-i voie Domnului să spună smochinului aceluia plin de frunze, fără roade, în veac să nu mai aduci rod. Și ai să fie eliberat de mândrie, ai să fie eliberat de fățărnicie, ai să fie eliberat de disprețul tău și de înșelătoria aceasta prin care încerc să înșel pe oameni și pe Dumnezeu. Numai El poate să facă acest lucru. Și să știți că o va face. Aveți credință în Dumnezeu, a zis Mântuitorul. Și după ce a spus cuvintele acestea, aveți credință în Dumnezeu, imediat dă un exemplu. Este aici, în Marcul, la capitolul 11. Și începând de la versetul 25. Când stați în picioare și de vă rugați, unii evlavioși, oameni și umili, pentru că lor, bănuiesc eu, bănuiala e rea, dar eu bănuiesc acum, lor le e greu să îngenunche și ei pur și simplu se răzbună pe Dumnezeu pentru că îngenunche în rugăciune, așa, din amărăciunea asta cred că vine, ei impun la biserici întregi să îngenunche. Frații lor, îngenunchiați, vă rog. Dacă l-ar dezbrăca Dumnezeu pe un astfel de individ care îngenunche toată biserica la pământ, la comanda lui, dacă l-ar dezbrăca Dumnezeu și ar arăta ce e sub frunzele alea cu care se prezintă el în fața bisericii acolo, cred că am rămâne șocați ca la judecata de apoi. Omul acela a încremenit pur și simplu. Cred că așa am rămâne. Aici nu spune Mântuitorul despre rugat pe genunchi. El s-a rugat pe genunchi. Și noi ne rugăm pe genunchi. Și ne rugăm și la volan și ne rugăm și pe drumul vieții noastre. Ce spune? Când stați în picioare de vă rugați. Nu, venim aici la adunare. Ne-am rugat cu toții. Atunci când faceți lucrul acesta, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Credința nu este atât de simplă pe cât apare, să știți. Eu mă gândesc că dacă aș fi înțeles de la început, eu cred că fugeam. Dar m-a dus cu vorba Domnul.
Exact cum spune în Ieremia, Doamne, m-ai înduplecat, m-ai dus cu preșul încet, încet, până m-ai dus acolo de unde n-aș fi intrat nici mor dacă știam. Dar acum, după ce m-ai dus până am ajuns acolo, acum îmi dau seama că drum de întoarcere nu se poate. Nu există. Dacă mă întorc de la tine, la cine să mă duc la altcineva? N-are rost să mai discut treaba aceasta. Dar aici spune, când stați în picioare, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Păi stai în picioare înaintea Domnului și unii țin mâinile mai evlavioși, alții le țin într-un fel diferit, alții așa. Ce crezi că îl impresionezi pe Dumnezeu cu scălâmbăturile acestea? Fii cu minte, fii serios. Fii serios. Unul mergea până adunare, săracul, el nu deschidea Biblia în viața lui, bineînțeles, el n-avea timp să citească, era muncea de noapte în noapte. Dar mergea cu Bibliuța așa. Oriunde. Probabil vreo bătrână, sătulă de singurătate, admira peisajul ăsta, știți. Dar pe Dumnezeu nu-l impresionează chestia asta. Nu. El vrea să știe dacă această carte ți-a coborât la inimă. Asta este ce întreabă Dumnezeu. Acum, dacă noi stăm în picioare și ne rugăm la biserică, nu e... Așa încă nu reprezintă nimic. Ce vrea să știe Dumnezeu este că stând în picioare ai ierta matale tot ce ai împotriva cuiva? Asta e întrebarea. Și tu ai să zici că te-ai rugat 60 de ani la biserică și Domnul spune, nu te-ai rugat nici 60 de secunde. Eu, Doamne, păi da, nu m-am rugat 60 de ani, nu știi, la biserică? Nu. Tu te-ai rugat numai atunci când ai iertat orice ai avut împotriva cuiva. Atunci, într-adevăr, te-ai rugat. Afară de asta, nu, afară de asta a fost armata, ai stat în plutoane de astea, te-ai luat după lume, ai văzut pe așa că se ridică și tu la fel. Asta nu e rugăciune. Când te-ai ridicat în picioare și te-ai rugat lui Dumnezeu, ai iertat orice ai împotriva cuiva. Dar hai să vorbim puțin așa, la modul practic. Chiar poate cineva chestia asta? Cunoașteți pe cineva? Eu nu cunosc. Voi știți probabil. Poate o să fie voi. Știi, eu o fi eu singurul de aici, din adunarea asta, care nu cunosc pe cineva care chiar să fie iertat orice a avut împotriva cuiva. Eu zic că nu, dar cercetează-mă, Doamne. Dacă lucrurile stau așa, atunci pot să înțeleg și pot să mă îndrept cu credința la Dumnezeu, că mi-a dat exemplul acesta. Uite, cum am uscat copacul ăla mincinos care aducea roadele acelea blestemate, cum am uscat copacul ăla, la fel voi usca în sufletul tău această trăsătură de caracter pe care tu singur nu poți să o biruiești. Niciodată! Așează-mi, Doamne, picioarele pe stânca pe care nu pot să o ajung singur. Dacă stați în picioare și vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Ce vrei să spui cu treaba asta? Că sunt iertat pentru că iert? Sau întâi trebuie să iert pe toată lumea și după aceea, pe baza la treaba asta, să mă ierte Dumnezeu pe mine? Nu. Și dacă ar fi așa ceva, nimeni nu s-ar mântui, pentru că nimeni nu poate ierta în chip desăvârșit. N-ai cum. E natura noastră. Unul singur poate să ierte și să arunce în marea uitării, acesta este Domnul. Noi nu suntem Domnul. Dar atunci, care este ieșirea din situația aceasta? Iată care este ieșirea. Domnul care a poruncit smochinul acestuia să se usuce, va porunci și celui din sufletul tău să se usuce la fel. Și în veac nu va da rod. Dar acest lucru nu este realizabil în afara Domnului nostru Iisus Hristos. Numai în Hristos se poate așa ceva. El este singurul în sufletul căruia nu a crescut niciodată un pom de felul ăsta, cu roade de felul. Nici nu bine să-i zic pom ăstuia. Ăsta nu-i pom. Este o travă, este moarte, e boală, e altceva. Un lucru care încearcă să trăiască acest fel de viață în spatele unei măști tragică sau comică. Iertați totul. Dacă nu iertați, niciodată nu veți crede că Dumnezeu vă iartă. Zici cu gura, dar nu crezi. Dacă nu iertați, niciodată nu ați primit în suflet iertare de la Dumnezeu. Nu te minți singur, nu te îmbăta, nu te înșela. Nu, ești pe nisip mișcător. Să nu crezi vreodată că tu crezi că ai fost iertat câte vreme tu nu ești o ființă iertătoare. Nu are sens, nu are sens să te îmbeți cu lucrurile acestea. Și continuă Mântuitorul, dar dacă nu iertați,
nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile. Adică, vreau să întreb, nu vrea Dumnezeu să te ierte? Nu vrea El să mă ierte? Vrea. De mod sigur vrea. Dar când eu nu iert, atunci cred același lucru despre Dumnezeu. Am aceeași imagine. Îl privesc prin această lentilă a neiertării mele. Niciodată nu voi crede că Dumnezeu m-a iertat în Hristos Iisus, câtă vreme eu, la rândul meu, nu iert un alt. Niciodată n-am crezut așa ceva până când nu am devenit o ființă iertătoare, eu însumi. Acela e semnul că iertarea și-a făcut lucrarea în viața mea. Și nu este un simplu produs al imaginației mele. Aceasta este vestea bună care ne-a dat-o Domnul Hristos când a mers și a uscat smochinul acela din rădăcini. El e gata să facă această lucrare pentru mine și pentru tine. Dacă vei crede lucrul ăsta, munte dacă ar fi în viața ta. Munte dacă ar fi. Dacă vei crede că Dumnezeu face această lucrare pentru tine și nu te vei îndoi că Dumnezeu e în stare să facă așa ceva, atunci se va muta muntele acesta. Dacă vei crede aceste lucruri. Credința pare simplă, dar nu e simplă deloc. Ea depinde foarte mult de imaginea pe care avem noi despre Dumnezeu. Dacă avem un Dumnezeu neputincios, dacă avem un Dumnezeu capricios, dacă avem un Dumnezeu aspru sau neiertător, credința noastră va fi asemenea imaginii noastre despre Dumnezeu. Dar așa cum azi dimineața a citit sora Gladys din psalm înaintea noastră, Doamne, Tu ierți păcatul ca să fii de temut. Și aceasta este teama sufletului meu, că stau în prezența unui Dumnezeu care iartă păcatul, în timp ce viața mea nu este aceasta. Dar astăzi, vin și cer de la Dumnezeu să-mi dea eliberare și să smulgă din grădina sufletului meu și să usuce din rădăcini orice pom de, orice lăstar de amărăciune, spune Apostolul, care ar fi crescut acolo, să mă elibereze Dumnezeu și cei care vor trece a doua zi pe lângă mine să spună, vezi, s-a uscat copacul ăla din viața omului ăstuia. Ai văzut, învățătorule, ce s-a întâmplat? S-a uscat copacul. Omul ăsta avea copacul ăla care făcea așa roade. Acum s-a uscat și nimeni niciodată nu mai mănâncă din roadele acelea amare și rele și otrăvitoare. Din potrivă, Domnul care este izvorul fericirii noastre, își va face simțită prezența în cuvintele noastre, în purtările noastre. Nu va lăsa grădina pustie și goală cu copacul cel uscat. Îl vei tăia și îl vei arunca afară dacă nu va fi așa. Și va planta acolo o grădină a lui Dumnezeu. Atât de frumoasă. Ascultam azi dimineață cuvintele acestea. Zice, ascultă-mă, spunea Domnul, ca să fii fericit. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să intonăm împreună în cântare această rugăciune. Doamne, astăzi vin la tronul Tău. Să nu cântăm un cântec, o cântare de închidere, ci pur și simplu să-i mărturisim lui Dumnezeu că aceasta ne este dorința. Și să ne ajute Dumnezeu ca aceasta să nu fie o simplă predică sau slujbă, ci să fie o întâlnire personală cu Cel care poate spune răului din viața noastră în veci să nu mai aduci rod și care poate să pună în sufletul nostru acest paradis al lui Dumnezeu. Inima mea în suspină,
Am văzut, Doamne Dumnezeul nostru, în propria noastră viață, cum poate fi salvat un păcătos. Dar omul de lângă noi poate n-a văzut încă. Te rugăm din suflet, fă și pentru el ce ai făcut pentru noi, pentru fiecare în parte. Te rugăm din adâncul sufletului, Doamne, să ne eliberezi de ceea ce astăzi distruge fericirea sufletului nostru. Să smulgi și să usuci ceea ce ne ține departe de tine astăzi, Doamne. Și să ne dai această încredere neclintită în Dumnezeu, că El însuși va duce la bun sfârșit ceea ce a început în viața noastră. Îți mulțumim că speranța noastră ești Tu, Doamne Iisuse. Și îți mulțumim că Tu ești izvorul credinței și al iubirii noastre. Și Te rugăm să ne ajuți, Tatăl nostru, ca oriunde vom fi pe pământul acesta, să fim ca un pom de viață sădit lângă un râu, care nu se usucă în vrem de secetă și lângă care se oprește călătorul și se îmbată de aroma fructelor pe care Tu le-ai așezat acolo. Rămâi în această adunare iubită, Doamne, rămâi cu toți cei care ne-au urmărit. Rămână binecuvântarea Ta în viața noastră și binecuvântat să fii Tu, Doamne Iisuse, pomul vieții la care ne-ai chemat pe noi toți. Și binecuvântat să fii Tu, Tată, care atât a iubit lumea, că ai trimis pe singurul Tău Fiu. Binecuvântată fie mijlocirea Duhului Tău Sfânt, care cu suspine negrăite mijlocește pentru noi, să câștige inima noastră pentru dragostea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fii, Doamne, în veci. Amin. Amin. Să luăm loc.